Craiovenii curioși și în același timp curajoși au trecut pragul caravanei terapeutice, au stat de vorbă cu un psihoterapeut și au aflat lucruri interesante despre procesul psihoterapeutic, despre beneficiile acestuia, cum să-ți alegi un psihoterapeut și când trebuie să ajungi la un specialist. Este o inițiativă foarte bună și cred că e un demers pozitiv pentru a ne cunoaște mai bine, pentru a face abordări mai bune în viață. Noi nu ne mai putem ajuta noi pe noi și atunci trebuie să căutăm ajutor la cei de lângă noi. Trebuie să oferim ajutorul celor de lângă noi și să-l căutăm pentru a ne ajuta pe noi înșine. Cei care au ajuns la caravana terapeutică au beneficiat de 2 ședințe gratuite de psihoterapie oferite de specialiști din Craiova. Colegii și prietenii mei de la București fac această campanie pentru a ajunge la cât mai multe persoane ideea că dacă mergi la psiholog nu înseamnă că ești nebun. Da? De a merge la psiholog, de a merge la psihoterapeut, încă ne mai luptăm cu diferențele dintre psihiatru, psiholog și psihoterapeut. E normal, dar avem mari așteptări de la absolut toate persoanele care simt nevoia să vorbească, să povestească cu cineva care este obiectiv, atenție, că despre acest lucru este vorba. E bine să vorbim și cu prietenii, normal, e bine să vorbim și cu persoanele care fac parte din familia noastră, dar avem nevoie de o persoană care să fie acolo obiectiv pentru noi. În general, oamenii sunt foarte receptivi, chiar dacă unii din ei știu cumva despre ce e vorba sau au văzut din online cu ce se ocupă caravana terapeutică, chiar dacă vin de curiozitate să întrebe ce se întâmplă aici, dar în general oamenii sunt destul de receptivi și odată ce ajung la noi intră în contact cu partea asta de emoții, de ce au învățat din primii ani de viață. În cadrul caravanei terapeutice au fost organizate o serie de workshop-uri și întâlniri cu psihoterapeuți pentru a promova o viață sănătoasă și împlinită.